Salutare, oameni buni! Bine ați venit la Death Stranding! Vai, să jucăm Death Stranding? Păi o să jucăm Death Stranding până la urmă. Jocul făcut de Hideo Kojima. Mulțumită lui Răzvan. Cine e Răzvan? Unul dintre susținătorii acestui canal. Și mulțumesc enorm pentru joc. Rămân dator cu o bere, bro. Death Stranding astăzi, băieți. Super joc. L-aștept de când s-a lansat primul teaser. Norman Reedus în rol principal. Este un nou stil de joc, să zic așa. Să vedem ce o să fie. Wow, 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 începe, băieții! Wow, auză-l ce pășește. Este Norman Reedus. Parcă-l cheamă Sam în joc. Sau nu, nu e el. Who the f... Cine ești, vere? A, e pe... A, ok. Kojima Production. Evident, balena. Frumos, frumos a trimis faza asta cu balena la Metal Gear Solid. La ultimul Metal Gear Solid pe care Konami l-au subjugat așa ca niște bulangii ce sunt, muie Konami. Da, în caz că nu știți istoria lui Kojima cu Konami, bine, a fost dat afară de la Konami și s-au luat toate drepturile pentru tot ce a creat acolo. A bang which gave birth to time and space. Big Bang! Despre Big Bang e vorba, nu? A bang which set a planet spinning in that space. What the fuck? Once there was an explosion. A bang which gave rise to life as we know it. And then came the next explosion. Ok, deci după ăsta s-a întâmplat ceva. What the fuck? Sper să nu fie piesa cu copyright, though. Nu contează, poate să fie. Nu vreau bani, vreau doar să postez acest joc. Nu dau seama dacă asta e IRL sau e în joc. Cred că e în joc. Wow. Wow, 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 băieți. Oh my god. Mamă. Ce intro, băieți. Mads Mikkelsen, îl avem și pe Mads Mikkelsen, un zeu al actoriei în acest joc. Probabil știți din Hannibal. Lia Sidu, ceva, cred, ceva genul. Am auzit și de asta, dar nu mai știu de unde. Margaret Qualley. Cine e acolo, frate? Cine dă ture? Deci că suntem pe lună, bă. Deci în principiu, băieți, ați înțeles care este premiza. A avut loc o nouă explozie gen Big Bang. Și asta a dus la catastrofa asta pe care o vedeți aici pe pământ. Guillermo del Toro, mă, cum să fie cu aia Guillermo del Toro în jocul tău? Câte zi e Kojima? Uite-l, mă, uite-l, mă! Norman Reedus! Ce merge cu bița pe aici? Uuuh. Mamă. Arată atât de bine grafic, bă, zici că e real, ești nebun la cap. Probabil YouTube o să comprime foarte mult video, deci nu o să arate cum văd eu aici, dar credeți-mă, e wow. E absolut wow. Salut, Norman, ce faci? Livrezi pizza? Ce dracu s-o chelarea? Ciclop, tată! Mamă, e un curcubeu invers! What the fuck? Și fug ciorile. Și începe ploaia. Pune-ți gluga, frate, să nu răcești. High-tech acest Norman Reedus. Bă, ăsta numai în chestii post-apocaliptice joacă, mă. Adică aici a venit apocalipsa. În The Walking Dead era apocalipsa zombie. Ce urmează, frate? Apocalipsa, nu știu. Era glaciară ceva, nu știu. Ce urmează pentru... Wow. Oh, no, îl urmăresc fantomele alea. Ioi, no, no, no. Stimate Norman, ține-te bine! What? Oh, shit, son! Înfundătură, vere, ce faci acum? Ce faci? Scoate scara aia de poți s-o întinzi. Stai că... What the f... pot să fac eu asta? Pot să sar eu pe acolo, te rog frumos? Mai vin drăciile alea după mine. What the fuck? Căzuse căprioara, am văzut bine? Stai, ce... Wow... Morciorile!
Vine ceva din spate, vine temperia, băieți. Ce drac. Oh, deci când vine ploaia, vin și fantomele astea. Și o moară tot în cale, am înțeles. Mamă, epic. Epic, epic, ebo. Hello. Am dezintegrat-o, să-mi bat picioarele, ce dracu. Cine era tutuia aia, mă? Am dezintegrat-o, aparent. Wow, wow, wow. Accident. Cred că era ceva hologramă sau ce dracu era. Oh, no, oh, no. Ai avut și motocicletă. Vezi că vin dracu vârcolacii după tine, bă, băiete. Wow, în sfârșit putem controla aici. Pot să car până la 120 de kg. Am 15 kg acolo. Carry on back. Bine, frate. Așa. Sunt cărăuși. În caz că nu știți, Sam... Acolo trebuie să ajung. Este livrator. Tap to scan. Wow. Și cum ajung acolo, Vere? Pe aici. Trebuie să livrăm niște chestii. Deci ăsta efectiv e livrator. Deci e fan curier. POV jocul ăsta. Opa. Grip for balance. What? Trebuie să ții echilibru. Bă, du-te, dracu. Să mor tu că trebuie să ții echilibru jocul ăsta. E, asta e o mecanică pe care n-am mai văzut-o în niciun joc până acum. Deci L1 și L2 apăsate, ții echilibru. Ok. Bine că e aproape. Văd acolo în peșteră, 40 de metri. Adică poate să fugă. O să ne întâlnim cu teren din ăsta prost. Ok, deci trebuie să aștept să treacă ploaia. Bine, frate. Mă bag în peșteră ca ursul. Visul meu. Ok, tinere Norman. Ia uite-l, mă. Știți care vreo 50 de ani Norman Reedus? Sam. Deci așa îl cheamă, Sam. Ok. Și este livrator. Sam de la Fan Courier. Ce bine arată, bă, ești nebun la cap. Sunt curios cum o să arate pe PC când apare jocul ăsta. Are palme pe el. A avut activitate taxul când era mic. Palma tare. Opa, ce ți-a picat, frate? Ce-ai pățit? Ce e acolo? Ți-a picat poza cu familia sau? What? Stai, ce dracu? L-o picurat și l-o ars? Ploaia e acidă? Ce dracu, mă? Ți-ai pierdut poza, Vere. Deci ploaia este... Oh, no. Ce dracu? I s-a sculat părul pe mână. Ce dracu ai văzut, mă? Wow, ok. Asta e ceva ce nu vezi foarte des. O, țâță. Ce-ai făcut, Norman? Ce s-a întâmplat? Ce-ai auzit? E ceva aici, nu. Oh, no. Poza, bă, cu familia lui, cred. Deci când sunt astea, trebuie să nu miști. Dar i s-a cam sculat părul pe el. Astea sunt fel de fantome, spirite ceva, care trăiesc în lumea cealaltă. Din câte am înțeles eu, lumea a fost împărțită în două la următorul Big Bang. What the fuck? Bă, asta nu e de-am dat cu trotineta peste ea, mă. Tu ce dracu cauți aici? Wow. Ăștia simt mișcare, cred, dar încă se mișcă. Sau mișcări bruște, nu știu. Dar de ce-s palme? Ăștia merg în mâini? Efectiv, îs palme. Da. Nu, containerul. Oh, no. Containerul ăla e important, aparent. Băi, cât de creepy sunt astea, băi, ești nebun la cap. What? A sunat-a dinozaur, nu o să mint. Wow. Dar ăsta e plin de mâini pe el, deci ăsta s-a mai întâlnit cu ei. Care numai urme de palme pe corp. au călcat pe el, cred. Hai că pleacă.
Țineți-vă respirația. Dar cine-i tipa și de unde a apărut? Că am dat peste ea mai vreme cu motociclet. Ok, n-au plecat. Oh, doamne, nu. Ai de capul meu, la milimetru pe lângă Sam. Ține-te bine, Sammy. Trage, trage piciorul ușor. Nu, nu e nimeni aici. Nu e nimeni aici. Nu mi-a arătat palma. Nu, nu high five cu tine. Du-te, dracu, de urâtul, dracu. Cred că ești urât, că nu te văd. Dar e o palmă foarte urâtă. I-am zis eu, băieți, nu mai trece pe aici. I-am dat roast fraierul. Poate erau mai mulți totuși. Nu era numai unul și de-aia s-au înșelat ăștia când a crezut că pleacă. Dacă iar revine... Dar cine ești tu, Duduie? Am văzut-o prin trailere, dar nu mai știu exact cine e tipa. Nici nu cred că a spus. Wow. De ce plângi? Why are you crying? Why are you crying? Ok, se duce ploaia. Deci când vine ploaia, vin și ăștia. What? Sunt niște siluete acolo, nu știu dacă vedeți. Sunt niște siluete în cer și au dispărut, s-au dus. Ah, ok. Deci aia sunt un fel de băieți răi, să zic așa, probabil. Și când vine ploaia, vin numai. Dar de ce plângeți, mă? Trebuie să plângi ca să dispară sau care treaba? Prologul. A Porter. Porter? Who is Porter? Sam e Porter, Sam Porter? Sau asta e Porter? I think they're gone. Okay. What the hell? Didn't mean to grab you so hard. Oh, ești ok, mă? Mamă, ce urme are pe piel. A chiral allergy. So, you have dooms, like me. Ai alergie. But I think you got me beat. What's your level? You can see them, right? No, but I can sense them. Oh. Level 2? E de level 2! Hehe! Same as you. Deci ăștia sunt pe nivele, deci pot simți, pot vedea, am înțeles. My name is Fragile. Fragile? Serios? Oh! Fragile? Fragila? Sam Porter Bridges. Sam Porter Bridges? De ce au nume ciudate? Kojima, de ce dai nume ciudate oamenilor? A, deci livrator. Fan curierul, v-am zis. Deci el este cel mai cunoscut, aparent, pe chestia asta. Dar și pe asta o cunoaște lumea. Tu ce ești? A, a, asta e că asta are umbre. Hai că am înțeles. Nu mai înțeleg nimic deja. Dacă îl mănânci... Nu, nu mânca, te rog, eu nu mânca. Ce dracu e aia? O să mănânce, nu-i așa? Oh, no. Oh. Fucking serious, Koji. De ce? De ce? Wanna come work for me? Must be tough out here on your own. Yeah, I thought Fragile Express had plenty of people. Plenty of traders. Fragile Express. Not much left of us now. Safe for a few honest folks. Oh, yeah. And on top of that. Ce s-a întâmplat? Not much left of me either. Got soaked from head to toe. I can't help you with that. What the fuck? I make deliveries. That's all. Ah, cred că am înțeles. E freelancer ăsta. Ok, trebuie să livrăm acum, băieți. Bă, deci cred că ploaia îi îmbătrânește. Aia avea mână de 80 de ani să-mi bat picioarele. De-aia se îmbracă ea așa, mă. Doar la față e tânără, în rest are 80 de ani. Mamă, ce umbrelă faină. Hehe, zici. Mamă, ce umbrelă faină, vreau și eu, bă. Give me that, ce fain arăta. Deci ploaia te îmbătrânește când vin ăștia. Am înțeles, când vin spectrele astea. O, poza, bă, întreagă. Se poate vedea ceva? Cine e aia? Bă, a picurat fix pe față ei, mă. A.
Ah, ok, deci chiar îmbătrânește ploaia, orice. Deci de-aia au murit. Deci de-aia au murit ciorile și le-au picat penele. Pentru că au îmbătrânit de la ploaie. Mama, asta dispare, fii atent. Asta e ninja. Ok, am înțeles, băieți. Ploaia îmbătrânește tot ce atinge și aduce și spectre de alea cu ei. Cu ea, mă rog. Ok, ploaie. Ok, trebuie să livrăm. Cred că în față acolo, că prea insistă pe unghiul ăla. A, nu, acolo trebuie să livrez. Bine, frate, nu livrez eu. Livrez eu tot. Ok, frate. Livrez tot ce vreți voi să livrez. Mamă, dar pe... Aolo. Pe unde livrăm? Bun, hai că am ajuns. Am ajuns unde trebuie. Oh, ușor, 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 Norman. Sau Sam, mă rog, bă, ușor, ușor. A, e stamina. Cred că Kidunga e stamina. Și dacă țin, îmi țin echilibru, scade mai greu. Ok. Carry on the back. Am mai găsit tot de asta, o valiză. Livrez, frate, tot livrez. Ce vreți voi? Ok, trebuie să mergem aici în peșteră, mă. E best. Ah! Aveam un din ăsta pe care nu l-am luat din peșteră, mă. Bravo. Băiat deștept. Băiat deștept rău. Mai avem un cargo aici. Arată atât și atât de bine jocul ăsta, Doamne ferește. E unul dintre cele mai frumoase jocuri pe care le-am jucat. Wow, ce dracu e aia? Boi, să nu fie iar fantomă sau ceva. Că am văzut din astea când au apărut fantomele. Sper să nu fie cazul, nu? Ok. Ce, bro, e greu? Ok. A, nu, cred că ăsta îți arată unde sunt locul. A, ok, îți arată unde sunt cargurile. Ok, e un fel de waypoint marker. Bă, dar cum sare, bă? Super omule ce ești. Așa, mă, tata. Oh, 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 oh. Ce dracu, mă? Deci dacă te duci cu viteză în ăsta, chiar te duci, dracu, adică... Ok, nice. Oh, câta package-ul, mamă. Mai poți, mă, să car, stai că mă trage într-o parte. Op, 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 op. A, n-am avut... Ok, trebuie să dau balance. Ok. Ok, hai să le luăm în mână mai bine. Și aici trebuie să le ducem, probabil. Ok, ne apropiem de limita maximă. De cărat. Ok, poți să și fugi? Hai că poate să și fugă, hai că e bine. Dacă asta numește-l fugă, dar... La dracu, săracul are... 120 de kg aproape. Ok, cred că am ajuns unde trebuia să ajungem. Access permit required. Mamă, îți trebuie permis să treci acolo? Dar cine dracu ești, mă, tu? Să-mi spui tu mie ce... Bă, zidule invizibil. Ok. Ok, 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 ușor, ușor. Hai să activăm terminal. Bă, bă, bă. Hai că... E greu până te obișnuiești cu controlele. Hai să activăm terminalul. Ok, am făcut livrarea, băieți. Nu lasă și mie bacșiș cineva? Ceva? Dar ce câștigă ăsta că livrează? E plătit? Sau vrea doar să ajute umanitatea? Deci se duce în subteran. Wow, hello? Mă, da, du-te, dracu. A, perfect. Mă, da, mai du-te, dracu, nu-ți convine. Ok. Mulțumește-mi măcar, mulțumește-mi. A, uite, și primești upgrade-uri. Cu cât livrezi mai mult, cu atât îți îmbunătățești stats-urile. Foarte tare. Poți căra mai mult și poți, nu știu, să ai stamina mai bună, cred. Oh, din nou. Prioritatea 1. Prioritatea 1. Ce dracu, mă, trebuie să livrez, mă? E prioritate maximă asta, prioritatea 1? Bine, frate, nu livrez eu. Ce vreți voi? Se întâmplă ceva aici? A, vine mașina! Din câte am înțeles eu, din câteva review-uri și câteva chestii din joc, majoritatea omenirii trăiește subteran. Și oamenii ca Sam aici stau la suprafață ca să livreze, să ajute omenirea pretty much, să-i conecteze. Asta e și ideea, să conecteze
orașele din America. Să le aducă din nou împreună. Cam ăsta e obiectivul pretty much. Uite mă, ăsta are bebeluș de ăla. Sam Porter, I presume? Ok, salut frate. Touchy-feely type. Tucker said you had some kind of phobia. Bridges corpse disposal. What happened? Phobie. Look, gotta get a move on. I'll explain as we go. Ai fobie la atins oameni, mă? Mamă, ce mașină faină. Ce dracu e ăsta, mă? N-am, mă, uite că avem și dubă de cărat acum. Come and take a look. Ok, ce e acolo, frate? Mi-e teamă de ce o să-mi arate, sincer. Hai, Sam. Ce poate să fie? Ce e așa? E ceva rău acolo. Olo, e mort. How long since he flatlined? I don't know the exact TOD, but I'd say it's been upwards of 40 hours. Mamă, e mort. Quarantine. Not sick. Carantină. Suicide. Oh, sinucidere. We're just lucky. Săracul. Got him on ice ASAP, but who knows when he'll go necro. Where are you taking him? Stai, deci dacă... What? He's crawling with BTs. Sure he can't use them. Wow, BTs sunt fantomele. Cred. Just burn the poor bastard right here. We put all that Kyrillium in the air so close to town? Can't do it. Better that than. Dar ce se întâmplă? Hey, we can do this. We just need someone like you with dooms. Ok, mă. Deci. Wow. Ce mama dracu. Well, he's already in the first stages of necrosis. If we don't hurry, this necroza. So how about it? Stai ce? Wow, stai un pic. Then Bridges hereby enters into a contract with Sam Porter. Deci ăsta simte. Just Sam. Ok, ăsta simte care e treaba. Ăsta are simțurile dezvoltate. Just sense. That's why we came prepared. Oh? Îmi dai pepeluș? Bridge baby. It's helping you. We'll be able to stay one step ahead of him. Oh my god. Bridge baby. Deci cu ăștia. Ah. Am înțeles. O să vă explic în caz că n-ați înțeles care e treaba. O, Doamne. O să vă explic eu dacă n-ați înțeles. Ok. Deci din câte se pare, dacă un om necrozează, se întâmplă ceva atât de oribil încât va apărea un crater. Deci, efectiv, crater în pământ acolo. Probabil vin bitizii, nu știu cum să le zic, fantomele, mă rog, lege fantome. Și fac ele ceva dezastru pe acolo. Trebuie neapărat incinerat. Deci, oamenii trebuie neapărat incinerați, pentru că dacă apucă să necrozeze, să putrezească, s-a ales praful, pretty much. De tot în jur. Și bebelușii în borcan te ajută să vezi fantomele, BTZ, cum ar veni. Foarte tare. Eh, not anymore. Highways, airplanes. You could even visit other countries. Not anymore. Nu mai poți să mergi în România, frate. Nu mai poți mânca sarma de aia ca lumea. As you can see, the Death Stranding poked us full of holes. A, Death Stranding este fenomenul gen, care s-a întâmplat aici, ok. Am înțeles. Timefall-ul-i ploaia care îmbătrânește. Bici. Oh, god damn. What? De stai. Lumea morților cu cea a viilor a fost cumva contopită? Ce dracu? Bă, deci atât de multe informații pe care ți le scuipă jocul în ochi. Oh, no. Curcubeu întors invers nu sună a bine. Oh. No. Trebuie să mergem printre fantome, am înțeles. Ai, ai, ai. Deci când e curcubeu întors invers, e belită treaba, să înțeleg. Ok. Hai, printre ei. Ce, sar ei pe noi? Dar cine sunt fantomele? Oh, maga.
Mamă. Wow, stai un pic, stai, ce dracu? Ăsta necrozează. Nu, 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 trebuie să-i dăm foc, trebuie să-i dăm foc. A început și ploaia, evident. Trebuie să nu scadă pe Muian, vere. Mamă. Oh, shit, son. Oh, nu e bine. Da, hai că văd dacă e. Da, Jesus. No, nothing. Wow. Suntem în mijlocul fantomelor, băieți. Ăsta necrozează aici, îi se urcă... Îi se urcă... Păcura la cer... Ce dracu? Oh, no. Stai că nu-i merge pepelușul ăsta, nu poate să vadă. Ok, ok, merge, merge, bine, mă. Bine, șofer. Bine, Schumacher, trăiască, mă. Ai, că da. Schumacher. A intrat în pom ca Schumacher și ăsta. Și ca huidu. Hai, mă, băieți, mă. Țineți-vă bine. Oh, my God. Bă, ce înseamnă asta, bă? Ce dracu e în spatele nostru? Stai, pot să văd. A, nu mai pot să văd. Săracul ăsta e, e dus, e panicat, e... E mort, probabil, cu cât de curând simt. Ok. Cred că am avut și personaj principal. Băieți, bă, măcar n-am condus eu. Previs partea bună. Nu am condus eu, nu aveți de ce să vă luați de mine, că sunt șofer de căcat. Când o să conduc eu, atunci puteți să vă luați de mine, că și iarba îmbătrânește. Deci, tot. Crabi morți. What the fuck? Stai, ce-i cu piciorul? E piciorul lui Sam? Îmbătrânește piciorul? Cred că, sincer, cred că haina asta e special făcută cât să anuleze efectele ploii. Probabil. Uite că plânge. Ce a zis tipa aia la început ceva de alergie atunci când îți dau lacrimile. Nu plânge, e alergie. Pretty much. Oh, no. Oh, no. Unde ați ajuns, băieți? Unde ați ajuns? Văleleu. Văleleu, mamă. Nu e ok. Nu e ok, absolut. Oh, îi curge sânge, cred. Cred că e sânge. Sau nu-mi dau seama. Nu dau seama ce dracu e. Șoferul e cam muertos. L-a plouat. Riperino, voi. Oh, nu, a căzut mașina peste... Oai, săracu. Bro. De ce încerc să-l tragi în pula mea? Îl rup în două, bro. Îl rup în două, nu e ok. Oh, no. Bebelușul ăsta nu merge, deci nu putem vedea. Nu-l mai tre... Oh, ai că îmbătrâne... Ok. L-a plouat. Și s-a dus. Oh, nu respira. Nu respira că-s băieți aici. Vai, ăsta a ajuns pe la vreun 80, așa. Deci cu cât stai mai mult ploaia cu tine, cu atât îmbătrânești mai repede. Opa. Oh, no. Oh, no. Nu e ok, băieți. Nu e ok. Nu te duce la Sam. Du-te, dracu, la ăsta. Ok, deci chestia e un fel de scanner. Îți arată când e ceva pe lângă. Ok. E ok? Nu știu ce să zic. Așa a fost și în peșteră și au venit exact lângă. Hai, că începe și, și ploaie. Ploaie, doamne, deja plouă. Începe să și fulgere. Foarte tare supir. Oh, no. What? Ce dracu e? Ce? Ha? De ce avea o mască de... Oh. Stai un pic. L-a luat. S-a dus pe lumea cealaltă ăla. Wow. What the fuck? Chestia arde. Așa, așa, deștepți rău, bă, deștepți rău. Deștepți rău, nici n-ați murit. Hai că nici n-ați murit dacă e. Țineți dracu mâna la gură. Mamă, sunt niște siluete acolo în cer. Nu știu exact ce înseamnă asta. Wow. Îl trage în lumea de dincolo. Dă-i glonț. Să... Să nu se chinuie sau nu știu exact. Dar și dacă moare, gen.
ceva? Unde îl duce, mă? Bum. Așa, nu vă mai e de folos acum. Deși și pe la mort l-a luat. Deci cred că și morții-s bun la ceva pentru ăștia. Oh my god, no. Oh my god, no. Ce dracula zbura. Ce morți spre măsi. O dispo. Nu mai înțeleg, nu înțeleg, nu, nu. O să încep să încetez să înțeleg ce văd. Unde tragi? A, ăsta vede, stai că ăsta vede că are bebelușul. Ok, dăm bebelușul măcar. Ia-l, Sam, și fugi că ăsta e mort. Ăsta e subt în lumea de dincolo. Oh. Nice backflip, bro. Egon. Ce-ai zis, ce-l ține de picior? Nu înțeleg. Nu, a ratat! Ioi, coratat. No, 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 no. A, ok. Își dă cuțite numai ca să n-ajungă acolo. Ce e atât de rău acolo? Ce înseamnă asta? Ce se întâmplă dacă ajungi acolo, orice ar fi acolo? Ok. Bebelușule, ajută-mă să văd. Alea-s două picioare? Hai să-mi ce morți, lunghițit, fii atent. Nu, 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 ceva să... Mi-a explodat creierul, băieți. Mi-a explodat creierul. Efectiv, creierul meu e împrăștiat ca și creierul ăla. De mai devreme. Sam, ești bine, Sam? Ce dracu? Unde ai ajuns, Sam? What the fuck? Unde ești, bro? De ce ești dezbrăcat? Wow. E un bebeluș? E cumva bebelușul din... Oh, da, e... Oh, doamne. Asta e scena din primul teaser, mi se pare, mă. De ce ai cătușa? Mă, atât de multe întrebări în primul episod. De capul meu. Ești ok, bro? De ce plânge? Hai că ai avut și bebeluș dacă e. Da, e scena aia din teaser, mamă. Na, direct zmoală pe mâini. Oh, no. Stai, bebelușul a devenit fantomă. What? Sunt niște mânuțe mici, gen. Oi. A murit bebelușul, mă, sau care e treaba? Ce drac? De ce are o... O tăietură în formă de cruce pe burtă? Atât de multe întrebări, băieți. Nu știu ce să mai zic. E pe plaja aia, nu e așa? Dar de ce e ceva de The Beach? Deci cred că suntem pe ceva plajă, dar care e treaba cu plaja asta? Deci după explozie ne-am teleportat aici? Cine sunt siluetele alea de sus? Mai exact. Ești în curuțul gol, Norman. Are palme și pe curuț. Ce înseamnă mai exact siluetele alea? Ăștia-s cumva zei sau care-i treaba? Și au și dispărut. Dar ăștia au apărut și când au venit fantomele prima dată. Erau ceva siluete. Și când a venit mai devreme era o siluetă mare. Bine, nu prea mai era silueta aia, că deja era ceva acolo. Ceva făcut din mâzgă și tentacule. Hai că da. Fix ce voiam să aud. E atât de creepy cântecul ăsta, nu știu de ce e cântec de Leagăn. Stai, iar e tipa aia? Cine e? E Fragile? Cine e mă asta? Cine e? Bă, e Fragile? Nu cred că e Fragile. Cred că e cineva din familia lui de avea poză, gen. Cred că e cineva din poza aia, poate.
Ok, am înțeles. Și ai căzut în apă, băiete. Frumos, nu? Oh, ce dracu, ai ieșit ceva din el. Stai, apa asta ajută la ceva? Ar fi mișto ca apa asta gen să întinerească. Oh. Sunt oameni morți. Ok, am monștri, era un monstru pe deasupra, băieți. Scan. Trebuie să mă regăsesc sau care treaba? Aici, eu sunt. Trebuie să-mi regăsesc sufletul sau care treaba? Oh, no, faza cu copilul în gât. Hello! Hello, child! Și acum în gura cu... Nu. Not cool, bro. Oh, Mads Mikkelsen! BB? BB, cred că e copilul gen. What the fuck? E... Stai, copilul lui Norman Reedus, pe care l-are în borcane cumva fiul lui Mads Mikkelsen, a personajului pe care îl joacă Mads Mikkelsen? What? Opa, este ceva legătură. Din câte știu, personajul lui Mads Mikkelsen este personaj negativ. Cred, din ce am observat eu prin trailere. Și asta cred că era o amintire a copilului, a bebelușului. Deci copiii ăștia sunt ținuți în borcan și nu cresc pretty much. Și ajută pe ceilalți să vadă fantomele, am înțeles. Cumva. Deci ai trăit. Ești întreg. What the... Bă, chiar era crater! What the fuck? Deci când moare cineva chiar se formează. Chiar se formează. Aolo, iar monologul ăsta? And then came the next explosion. Care? Ce-a făcut? Mamă, văd ce-a făcut. That will be our last. Why? Deci să nu lăsăm pe nimeni să necrozeze pretty much, să moară, să se descompună. Pentru că o să avem parte de cratere. Creierul meu efectiv e împrăștiat, e dus, e... Bă, băieți, bă, jocul ăsta e absolut fantastic până acum, îmi place foarte tare ideea, îmi place povestea, că e foarte ciudată. Și noi să ne auzim cu bine la următorul video. Nu știu dacă o să fie neapărat serie, pentru că jocul este foarte, foarte, foarte lung. Aia e problema și o să ne ia foarte multe episoade. Și oricum, sper că v-am dat o idee despre joc măcar și sper că v-a plăcut. Ne auzim data viitoare, să aveți o zi absolut fenomenală, like, subscribe și toate cele. O să mai vină alte jocuri pe canal, cu siguranță, însă jocuri mai scurte pentru YouTube până la urmă. Ăsta nu-i de YouTube, credeți-mă. Genul ăsta de joc nu prea merge atât de tare. Oricum, ne auzim data viitoare, să aveți o zi superbă.